loc să le învețe pe tinere să conducă, un instructor auto din capitală era mai preocupat să le agreseze sexual. Asta spun anchetatorii după ce l-au prins în flagrant în timp ce o forța pe o tânără de 18 ani să întrețină relații intime cu el în spatele unui centru comercial. Individul era și pasnic la școală, iar colegii și părinții copiilor sunt șocați după ce au aflat vestea arestării lui. Atenție, sunt imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Individul de 55 de ani avea o experiență de peste două decenii ca instructor auto, iar cea care i-a căzut victimă abia împlinise 18 ani. După câteva ore de condus, bărbatul ar fi atins-o în zonele intime, iar ulterior ar fi șantajat-o, așa că fata s-a dus glonț la poliție. Anchetatorii au pus la cale un flagrant ca să aibă dovezile filmate. Tânăra s-a programat la o nouă lecție de șofat, însă de această dată era supravegheată audio-video de agenți. Instructorul a îndrumat-o pe fată să conducă până în spatele unui complex comercial, într-o zonă retrasă, iar acolo ar fi început din nou să o agreseze sexual. Tot coșmarul a fost înregistrat, iar polițiștii l-au încătușat imediat. Se pare strigător la cer. Da, nu știu, nu sunt normal la cap. Da, ne e frică să mai ieșim din casă. Individul era și paznic la o școală din Pantelimon. Să știi că sunt șocată și trebuie să-mi iau o pastilă acum, nu? Una dintre colegele lui de muncă spune că nu și-ar fi imaginat vreodată ca omul să fie în stare de astfel de fără de legi. A dat două serviciuri, și posta și instructor, da? Da, a făcut și cu sora mea școala și cu nepoții mei și cu multe profesoare tinerele, frumoase așa ca tine, nu ca noi, noi suntem bătrâne, nici nu punea mâna pe noi. Dar noi mai îl băteam așa câteodată, mai ne jucam cu el. În general, în profilul abuzatorului, regăsim aceste elemente în care nu ar da de bănuit. Într-adevăr, el poate să fie lipsit de empatie în ceea ce înseamnă copiii și tinerii, nu ar respecta drepturile tinerilor și copiilor, sau, pe de altă parte, în istoricul personal, ar fi putut să fie abuzat. Directoarea școlii a refuzat să vorbească în fața camerelor, ba chiar a ferecat ușile în fața jurnaliștilor. Nu discutam cu nimeni. Dar știți pentru ce este acuzat măcar? M-ați auzit că nu discutam cu nimeni? Păi n-ar trebui să fie și un punct de vedere al școlii? Nu există niciun punct de vedere al nimănui. Păi domnul lucrează ca pasnic. Asta ar trebui să le dea o pedeapsă zdrabănă. Nu îl duc 30 de zile și îi dau drumul și după aceea, păi, cum se zice, îl eliberez. Nu se poate așa ceva. L-am prins, gata, ce să mai e? Și cu toate nenorocirile astea. Acesta a fost prezentat procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Cornetu, care a sesizat judecătorul de drepturi și libertăți în cauză fiind dispusă măsura arestării preventive pentru 30 de zile. În fața anchetatorilor, la audieri, instructorul nu a recunoscut nimic. Pe numele său nu există alte plângeri. Însă anchetatorii verifică acum dacă există și alte victime. În caz de urgență, apelați numărul Tel Verde 0800 500 333, destinat victimelor violenței domestice. Vlad Pascu, tânărul care a ucis doi studenți cu mașina atunci când era sub influența drogurilor, a fost trimis în judecată pentru tragedia pe care a provocat-o la 2 mai. Avocații victimelor sunt însă nemulțumiți de infracțiunea de care este acuzat, însă mai multe detalii are colegul meu Vlad Petrișor. Vlad, bună seara! Bună seara, Radu, bun găsit tuturor! Vlad Pascu a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă, infracțiune cu care se aleg în general șoferii care produc accidente mortale, dar și pentru vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului și conducerea unui autovehicul sub influența substanțelor interzise. Ei bine, avocații victimelor sunt nemulțumiți de această trimitere în judecată și spun că Vlad Pascu ar fi trebuit să fie încadrat la omor, pentru că toate indiciile arată că tânărul ar fi intrat în grupul de 8 persoane, iar după ce i-a lovit, în loc să cheme ambulanța și să le acorde primul ajutor, tânărul ar fi încercat să vadă dacă a fost văzut de cineva, iar apoi ar fi fugit de la locul accidentului. Ei bine, dosarul este judecat la judecătoria Mangalia, însă până la această oră nu a fost stabilit un termen. Vlad Pascu are însă și alte probleme penale. A fost trimis în judecată de DIICOT pentru trafic de droguri și consum de droguri. Rămâne de văzut acum dacă avocații victimelor din dosarul de la accidentul din 2 mai vor reuși să-i convingă pe judecători să schimbe încadrarea faptelor. Acestea au fost până acum informațiile. Radu, înapoi la tine.
O judecătoare din București nu a putut justifica o avere impresionantă în raport cu veniturile. Agenția Națională de Integritate a început să facă verificări și a descoperit că este vorba despre 6 milioane de euro. Colega mea, Adina Iliescu, vine cu toate detaliile. Bună seara, Adina! Bună seara, Radu, bun găsit tuturor! Vorbim despre Gabriela Cristina Mazilu, judecătoare la Tribunalul București și fostă judecătoare la Judecătoria Sectorului 4. În cazul acesteia, Agenția Națională de Integritate a descoperit o diferență între veniturile sale lunare și averea dobândită. Mai exact, 6 milioane de euro au fost găsiți, bani pe care judecătoarea se pare că nu îi poate justifica, susține Ani. Numele acesteia însă a apărut în trecut într-un dosar ce vizează infracțiuni cu fraude bancare, dosar care ulterior a fost clasat, însă apărea și numele omului de afaceri Remus Truică. O altă persoană vizată de către Agenția Națională de Integritate este un fost angajat al Poliției Capitalei. În ambele cazuri, autoritățile fac verificări și evaluează modul în care aceștia au obținut veniturile pe care nu le pot justifica. Pe de altă parte, procurorii de la Parchetul General efectuează mai multe percheziții la locuința unei judecătoare de la Tribunalul Suceava. Aceasta este suspectată că ar fi avut legături cu traficanții de droguri. Deocamdată acestea au fost informate. Radu, mă întorc la tine. Zeci de oameni s-au trezit cu datorii la bănci și IFN-uri după ce buletinele lor au fost folosite fără ca ei să știe. Membrii unei rețele au luat credite doar cu buletinul în valoare totală de peste 1 milion de lei. Indivizii au folosit cărți de identitate reale, dar și unele false. Polițiștii au descins astăzi în mai multe județe din țară pentru a ajunge la toți membrii grupării. Poliția! Ați luat credite cu buletinele oamenilor? Cum ați reușit să luați buletinele? Ați falsificat buletine pentru a face credite online? Timp de 4 luni, 10 indivizi au adunat o sumă importantă, aproape 1.100.000 de lei. Au încheiat 233 de credite online folosind 73 de cărți de identitate reale și 160 false. 73 de oameni s-au trezit datori fără să știe. Membrii grupării nu s-au lăcomit, spun polițiștii, pentru a nu atrage atenția asupra lor. În medie, fiecare credit era de aproximativ 4.600 de lei. Astăzi au avut loc 14 percheziții în Timiș, Dâmbovița, Brașov, Gorj, Mehedinți, Ilfov și în capitală. Ați câștigat mulți bani? Acuzațiile sunt grave. Dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals informatic, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals. Cum pot pune infractorii mâna pe datele noastre personale și pe cărțile de identitate? Mulți dintre noi au pus cel puțin odată un anunț de vânzare pe internet a unui telefon, a unei biciclete sau poate a unui laptop. Dacă cumpărătorul vă cere buletinul pentru a finaliza tranzacția, trebuie să știți că este o capcană. Este suficient să îi comunicați contul bancar și numele titularului pentru a vă vira banii. O altă metodă prin care putem fi înșelați este aceea prin care primim un e-mail de la o instituție a statului sau de la o firmă. Înainte de a trimite datele personale, trebuie să verificăm cu atenție dacă destinatarul este real sau nu. În alte cazuri, datele personale pot fi cerute pe stradă sub un motiv inventat. Site-urile care sunt autorizate se poate verifica că au securitate. Depinde pentru ce. Dacă e ceva în ce sunt implicat, atunci da, dacă din senin cere cineva un necunoscut, un străin, pare suspect. La străin n-am de ce să dau datele mele. De multe ori, infractorii mizează pe graba sau pe neatenția celor pe care încearcă să-i păcălească. V-ați simțit istoviți după o zi de muncă, deși nu ați avut foarte multe sarcini? Cel mai probabil suferiți de sindromul burnout. Este opusul lui burnout, maladia supra-solicitării la serviciu. Afectați sunt cei care nu au treabă multă la locul de muncă și astfel devin plictisiți și dezinteresați. Cei mai mulți angajați se refugiază în internet și astfel, din cele 8 ore de muncă, cel puțin 2 le petrec online în scopuri personale, arată un studiu recent. Burnout, boala plictiselii acute la muncă, apare în cazul angajaților care nu sunt destul de motivați la job sau care nu au suficient de lucru. Spre deosebire de burnout, care se manifestă prin epuizare cauzată de munca în exces și stres, burnout presupune instalarea unei lipse de interes pentru orice domeniu. Andreea, până de curând, nu-și mai găsea motivația la locul de muncă. Simțeam că productivitatea mea la locul de muncă scade. Faptul că nu am avut sarcini noi de îndeplinit pe o perioadă destul de lungă de timp, m-a făcut să simt o plictiseală accentuată. Simt că trece timpul foarte greu.
atunci când nu am activitate sau ceva de făcut și de-abia aștept să termin ziua respectivă sau să vină o zi în care să primesc o activitate. Să, dacă nu am mintea ocupată, simt că nebunesc. Apare sentimentul ăla ca și cum ar fi la închisoare. Ok, trebuie să stau aici pentru că trebuie să stau aici, sunt obligat să fac asta, dar nu am niciun scop. Chiar devine mult mai gravă și poate să ducă la turbulențe emoționale, anxietate severă. Angajații fără motivație la serviciu ajung să se refugieze tot mai mult în internet. O parte dintre angajații afectați de burnout își fac de lucru cu alte activități decât cele pentru care angajatorul îi plătește. În timp ce unii stau pe calculator și își comandă haine sau își rezolvă probleme personale, 3 din 10 stau pe telefon cel puțin 2 ore pe zi în timpul programului și își verifică rețelele de socializare. Uneori se întâmplă să mai stai și pe telefon ca să mai fentezi ore de muncă? Mereu. Sunt renumit pentru asta. Din 9 ore, cred că stau vreo pe telefon. Efectul burnout-ului este fix acest cyber-loafing, care este de fapt timpul pe care oamenii îl petrec, în loc să lucreze, îl petrec pe internet. Ne refugiem în internet, în primul rând, din cauza notificărilor, care au devenit tot mai atractive, tot mai personalizate, tot mai colorate. Sindromul este și motivul pentru care angajatorii iau în calcul fie să ofere activități relaxante la locul de muncă, fie să reducă săptămâna de lucru la 4 zile. Cea mai importantă facilitate este Friday Friday. Începând de la 1 septembrie am implementat acest concept unic în România, muncim 4 zile, iar a cincea zi este plătită de companie la nivelul celorlalte 4 zile. 10% peste salariul pe care îl încasează net în fiecare lună se acumulează într-un cont din cadrul firmei și își îl accesează când au nevoie ca să se formeze profesional. Cercetările specialiștilor arată că persoanele cu sindromul burnout sunt de 2-3 ori mai expuse riscului de deces din cauze cardiovasculare. Sunt țarii care poartă virusul febrei denghii, au ajuns și în România, iar autoritățile sunt în alertă și monitorizează permanent. Deocamdată nu a fost descoperit nimic suspect, doar cazuri izolate de îmbolnăviri la românii care au călătorit în țările tropicale. Însă Organizația Mondială a Sănătății avertizează statele din sudul Europei că s-ar putea confrunta cu o epidemie în următorii ani din pricina încălzirii globale. E ușor de recunoscut este acest înțarte grum alb-negru contrastant. Cercetătorii de la Institutul Cantacuzino au monitorizat toată vara speciile de țânțari care și-au făcut apariția prin București. Au fost puse capcane speciale în parcuri să-i prindă, iar apoi insectele au ajuns în laborator. Motivul principal este o specie periculoasă denumită popular țânțarul febrei galbene. Își făcea veacul până odinioară în țări tropicale, precum Africa, dar care s-a răspândit mai nou și în sudul Europei. Este o specie oportunistă în sensul că înțeapă nediscriminatoriu și om și animale și este o specie diurnă, înțeapă cu pregătere ziua, nu are activitate nocturnă ca țânțarul clasic care înțeapă seara după apusul soarelui. Este foarte agresivă și o conțepătură foarte pruriginoasă. Oamenii au observat că și soluțiile pe care le foloseau împotriva țânțarilor sunt apă de ploaie în cazul speciilor nou apărute. După ce venim din parc, s-a întâmplat să fie plin pe picioare și foarte mușcături din alea care se umflă, mari, care mănâncă. Da. Mai grav este că țânțarul despre care vorbim și pe care specialiștii îl monitorizează e purtătorul unui virus înrudit cu West Nile, dar care provoacă febra denghe, o boală care poate fi fatală în cazurile grave din pricina hemoragiilor interne. Din fericire, în România nu au fost depistate cazuri de îmbolnăviri în afara unora izolate, când oamenii au luat virusul în urma călătoriilor peste hotare. Dar pericolul este uriaș. Ultimii 10 ani au fost 74 de cazuri în Europa, iar în ultimul an au fost deja 71 de cazuri. Probabil că asistăm la o reemergență a febrei denga în Europa. Pe măsură ce crește temperatura medie globală, ajung să ai temperaturi mai ridicate și la latitudini mai mari. Și atunci, practic, se schimbă zona de habitat a insectelor, a țânțarilor în particular. Și ajung să ai populații de țânțari care nu erau caracteristice pentru o anumită zonă. Cum ar fi, Europa de Est sau Europa de Vest. Studiile recente arată că, din cauza încălzirii globale, aproape 1 miliard de oameni s-ar putea infecta cu o serie de boli transmise de țânțari până în anul 2080. Țările din Europa ar putea fi cele mai afectate. News Time se oprește aici, sunt Radu Andrei Tudor și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Canal de 2. Să aveți o seară așa cum vă place.
La noapte cerul va fi variabil în regiunile nordice și mai mult senin în rest. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu unele intensificări în zona înaltă din nordul Carpaților Orientali. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 10 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei până spre minus 2 grade, unde se va produce și brumă, dar și mai ridicate pe litoral și în dealurile de vest până spre 13 grade. Pe arii restrânse se va forma ceață în zonele depresionare și pe văile din centrul teritoriului. Mâine vremea se va încălzi față de zilele precedente și va deveni caldă pentru a doua decadă a lunii octombrie în toată țara. Cerul va fi mai mult senin în regiunile sudice, iar în rest variabil. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în zona montană înaltă, îndeosebi din nordul Carpaților Orientali, unde rafalele vor depăși 70-80 de km pe oră, iar local și temporar și în regiunile estice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 26 de grade. Dimineața izolat se va semnala ceață pe alocuri în centrul teritoriului și în depresiunile intramontane și cu totul izolat în rest. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia avem parte de atmosferă însorită, mercurul din termometre urcă până la 23 de grade în Pitești și 25 de grade în Călăraș. În Transilvania cerul va fi variabil cu norări temporare, valorile termice ajung la 22 de grade în Cluj și 21 de grade în Brașov. În Moldova cerul va fi mai mult senin, iar termometrul va indica 25 de grade în Focșani și 26 de grade în Botoșani. În vest avem parte de vreme însorită, iar maximele urcă la 24 de grade în Oradea și 23 de grade în Baia Mare. În Oltenia, cerul va fi în mare parte senin, mercurul din termometre urcă până la 23 de grade în Drobeta, la fel și în Craiova. În Dobrogea se anunță atmosferă însorită și maxime de până la 20 de grade în Constanța, la fel și în Mangalia. În capitală, vremea a fost frumoasă, am avut cer mai mult senin, iar vântul a suflat slab și moderat. Temperatura maximă a fost de 22 de grade. La noapte, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab, temperatura minimă va fi de 7-8 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre 4 grade. Mâine vremea se va încălzi față de zilele precedente. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 24 de grade. La munte, vremea va continua să se încălzească, cerul va fi variabil cu norări spre sfârșitul intervalului în nordul Carpaților Orientali și în munții Apuseni, unde izolat va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona înaltă, îndeosebi din nordul Carpaților Orientali, unde rafalele vor depăși 70-80 de km pe oră. O seară frumoasă să aveți, indiferent de vreme!